Vă salut, dragi prieteni al acestui canal. Astăzi o să fac o demonstrație cum gravăm pe metal cu un scop ornamental sau cum ne creăm un propriu logo pe un obiect de metal. Eu am ales un cuțit și o să vă arăt cum facem această chestie. O să avem nevoie de obiectul pe care vrem să-l gravăm, un recipient, un patent, eu folosesc și un bețișor pentru a mesteca mai târziu, o bandă, un obiect de tăiere, eu îmi folosesc o lamă, două fire pe care eu deja am preparat un legat la un capăt unde avem acest fir legat. Așa. Sare și oțet. O să amestec oțetul cu sarea. Nu avem nevoie de foarte mult oțet. Sare punem la ochi, pentru că nu avem o măsură. Dacă punem mai mult, nu e nicio problemă. Nu. Bețișorul cu care o să mestec. Sare cu oțetul. Și eu deja mi-am preparat înainte această bucată de scotch cu litera M în mijloc, pe care am să o lipesc în locul unde vreau să mă rămână gravată această literă. Să legăm acest fir. Și o să dăm și aici cu niște scoci. Așa. Ce nu v-am mai spus este că o să avem nevoie și de o baterie. Eu o să folosesc acest booster, dar funcționează la fel de bine și cu o baterie de 9V din aceea dreptunghiulară. Deci masa cuțitului o să punem plusul pe ea.
minusul o să-l punem pe acest fir de care am legat bețișorul. Așa. Băgăm bețișorul în recipientul cu oțet și sare pe care l-am amestecat și o să ne ducem în acest punct unde am tăiat această bucată. Și aici, după cum vedeți, această literă se simte la trecerea degetului. Această literă M pe care eu am făcut-o. Acum, dacă o să ne ducem să spălăm acest cuțit, va rămâne doar gravajul. Sper ca acest video să vă fie de ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest video, să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați un dislike. Și dacă vreți să vedeți de câte ori postez ceva, dați subscribe și un click pe clopoțel. Vă mulțumesc!